Vă salut și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Suntem din nou împreună și dorim ca să luăm cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul nostru și să găsim acolo siguranță, să găsim certitudini, să găsim hrană pentru sufletele noastre. Cu toate că societatea în care trăim este de multe ori ostilă, Principiilor Evangheliei și dacă ne uităm în istoria biblică, putem vedea că răul întotdeauna a fost împotriva celor care vor să slujească pe Dumnezeu. Noi trebuie să fim hotărâți și să avem acea determinare să luptăm pentru afirmarea credinței noastre și a principiilor în care credem cu adevărat. În seara aceasta, aș vrea să vedem această. Luptă care se dă între oamenii care vor să-l slujească pe Dumnezeu, care nu sunt desăvârșiți, au și ei slăbiciunile lor, și cei care s-au decis. Să facă răul și să lupte împotriva copiilor lui Dumnezeu. De aceea am intitulat mesajul din seara aceasta Neprihăniții trebuie să moară. Trebuie, bineînțeles, cu uh, ghilimele de rigoare, pentru că nu trebuie să moară, dar unii vor neapărat să-i dea la o parte sau chiar să îi omoare. În seara aceasta vreau să începem cu exemplul omului lui Dumnezeu cu Ilie, despre care găsim scris în întâia carte a împăraților la capitolul 17. Nu găsim foarte multe date biografice despre el, însă găsim foarte multe lucruri despre misiunea lui. De aceea Ilie este luat și ca personaj tipologic, el este a amintit și de către Domnul Isus Hristos, spunând că Ilie a și venit, referindu-se la Ioan Botezătorul și prorocul Maleahii, de asemenea vorbește despre un al treilea Ilie care va veni înainte de vremea sfârșitului pentru a pregăti un popor pentru venirea Domnului Isus Hristos. Bineînțeles că Ilie a rămas în istoria biblică drept om care s-a hotărât să-i slujească lui Dumnezeu toată viața fără a avea interese meschine sau colaterale. Așadar apare parcă de nicăieri omul acesta, Ilie Tishbitul, din zona Galaadului, și a venit la Ahab și a spus Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Cât de importantă era această profeție pe care o făcea Ilie. Țara lui Israel, mai ales în vremea aceea, când nu se cunoșteau forajele de mare adâncime, depindea de ploaia cerului foarte mult. Și Dumnezeu i-a dus în țara aceea despre care se spune că acolo curge lapte și miere. Și pe considerentul acesta să simtă dependența de el. Dacă nu ploa, o perioadă mai mare de timp era foarte, foarte mare problemă, pentru că totul se usca, nu mai aveau recolte, nu mai aveau absolut nimic. Dacă venea ploaia, solul acela era atât de fertil, atât de binecuvântat, încât uh, puteau să se bucure de hrană și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ilie a venit și a spus: Uite, pentru că v-ați dus după Baali. Pentru că ați contrafăcut lucrarea lui Dumnezeu. Baal era considerat ca fiind zeul uh, suprem, care dă ploaie, care uh, face femeile să nască, să fie fertile, uh, și era un adevărat cult în jurul acestei uh, zeități. Și Ahab și Isabela au implementat în poporul lui Dumnezeu acest cult al închinării la Baal, care. La început a apărut paralel cu închinarea la Dumnezeu, după aceea a fost dat la o parte cultul închinării la adevăratul Dumnezeu și înlocuit cu religia oficială. Și Ilie spune, trei ani și jumătate nu va ploa decât așa cum spun eu prin cuvântul lui Dumnezeu. După ce a făcut această prorocie, Cuvântul lui Dumnezeu i-a spus lui Ilie: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul cherit care este în var, în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. De ce să pleci ca al lui Dumnezeu? De ce să renunți la viața ta normală doar pentru că unii nu vor să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că în momentul în care tu stai de partea lui Dumnezeu, chiar dacă e singur, împarți lumea în două. Și ești un mare deranj pentru conștiințele acelora care au mers în zona compromisului și care au decis să nu-i mai urmeze lui Dumnezeu, să spună răului lui bine și bine lui rău. Și în momentul în care Ilie a venit și le-a pus în fața oglinda și le-a spus, dragii mei, voiați, luat o razna rău de tot, ahab. Uite, Dumnezeu spune că nu va fi ploaie decât după cuvântul meu, trei ani și jumătate, pentru că te-ai dus băbali. Și a plecat. Și a trebuit să se ascundă, pentru că în momentul în care oamenii sunt considerați pericol pentru comunitate, comunitatea imbecilizată este în stare să-i sacrifice. Ați văzut și în perioada pandemiei, cei spălați la cap, Păi mă frate, era un stare să te în dinți. Și acum aveți repercusiuni ziua în mare la 30 ceva de grade, 36, 38 de grade, îi vezi cu cărpa la nas, așa, și neagră la culoare, și unii și cu două. Da? De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva la nivelul superior. Și în momentul în care oamenii văd pe cineva care are o altă opinie și care este hotărât în a o susține se simt oarecum mai imbecili și înverșunarea este mai mare împotriva celor care sunt diferiți pentru că îi fac să pară ridicoli cum adică noi suntem fraieri să ascultăm domnule să facem și să dregem și ăștia ia uite cum se fac și cum ia hai să rezolvăm problema și vă duceți aminte că era și pe vremea Comunismului așa, oameni de nimic au fost puși în funcții sus, pe la CAP-uri și prin alte funcții de partid, și ai putut să vezi că oameni cu cap, cu minte, gospodari au fost dați la o parte, au fost ridiculizați, au fost deposedați de averi și ăștia care nu aveau niciun căpătăi pentru că erau cu sistemul, au fost puși în frunte. Am putut asista atunci și putem asista și astăzi la o imbecilizare a maselor pentru control. Isus ne vorbea de astfel de fenomene și spunea că la sfârșitul timpului oamenii care vor trăi cu Evlavie și care vor vrea să rămână lângă Cuvânt vor fi persecutați. Pavel spune asta lui Timotei, cei ce vor să trăiască cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. De ce? Pentru că oamenii care au făcut compromisuri în viața lor și au ales să nu urmeze pe Dumnezeu, zic foarte simplu, nu, nu suportăm pe cei care, care sunt altfel. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă părâul cherit care este în fața Iordanului. Și o perioadă Ilia a trebuit să meargă, să se ascundă de oficialități, să fie pus pe lista neagră, să fie considerat un eretic, să fie considerat un dușman al poporului și al binelui comun, doar ca să-i slujească lui Dumnezeu. Să știți că puțini dintre noi Vom rezista acestei presiuni pe care societatea și demonii o vor face asupra noastră. Este foarte greu să fii urât de toți, așa cum spuneam Mântuitorul. Veți fi urât de toți pentru numele meu. În momentul în care ți se retrag drepturile, în momentul în care ți se retrag uh, simpatiile și suportul, este aproape imposibil să rămâi. Pe poziția ta, dacă Dumnezeu nu este în viața ta. Așa că Ilie a avut de ales ori face voia lui Dumnezeu și rămâne în acuzare colectivă, ori dacă nu, putea să facă compromis, să nu meargă să împlinească voia lui Dumnezeu, și atunci putea să fie unul dintre profeții lui Baal să fie plătit bine, să mintă cum mint ei, să vorbească așa cum vorbesc ei, să facă slujbe fără rost. Nu avea nicio treabă. Era liniștit. Însă Ilie, dacă a rostit cuvântul lui Dumnezeu, a fost prigonit. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. După ce vre câteva vreme, pârâul a secat căci nu căzuse ploaie în țară. Au început să se strice lucrurile. Și oamenii nu realizează la început cât de mult datorează oamenilor neprihăniți pe care îi, îi urăsc atât de mult. Ilie era un om de bine, era un om pașnic, un om care îl iubea pe Dumnezeu și un om care nu dorea răul poporului. Un om care a rămas însă lângă principiile lui Dumnezeu și a venit să predice. Și pentru aceasta a fost pus pe lista neagră. Ilie trebuie să moară. Neprihăniții trebuie să moară. Dacă se întâmplă ceva rău, este din cauza lui. Când scăpăm de el, am scăpat de probleme. Însă problemele nu s-au rezolvat. Ilie a fugit și seceta a început să devină din ce în ce mai puternică. S-a uscat tot, s-a pârjolit în jur, a început să sece pârâu după pârâu, izvor după izvor, și criza era din ce în ce mai mare. Atunci, cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo câtă vreme, iată că o vreme am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie, am pregătit pentru tine un loc. Nu este pensiune sau hotel de 5 stele, n-ai extra all inclusiv nu ai facilitățile pe care uh, le aveai poate la tine acasă, însă este un loc sigur, pâinea și apa nu ți vor lipsi și eu voi avea grijă de tine. Foarte mulți dintre noi renunțăm la integritatea noastră pentru cozonaci, plăcinte și un confort care ne trage în jos. Eu nu zic că este rău să ai confort, să te bucuri de prosperitate. Ba, este chiar bine să, să lupți, să o duci cât mai bine. Însă, dacă prosperitatea aceasta te duce într-o zonă a compromisului, în care tu nu mai ești liber să spui ce gândești și tu nu mai ești liber să acționezi așa cum îți dictează conștiința, atunci este o mare problemă. Însă, Dumnezeu spune: dacă mă urmezi, Pâinea și apa nu îți vor lipsi. De asta am eu grijă. Restul este altceva. Și Ilie primește din partea lui Dumnezeu chemarea, se duce în Sarepta, un oraș de aproximativ 300.000 de, de locuitori, imaginați-vă, fără adresă, fără GPS, fără niciun indiciu care să îi spună exact unde este femeia aceea, călăuzit doar de Duhul lui Dumnezeu. Și a ajuns acolo, s-a întâlnit-o pe femeia aceea care strângea lemne și a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea, ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pum de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Observați mentalitatea omului de bine, care se gândește să supraviețuiască, dar căruia îi lipsește viziunea și credința țintită, ancorată în Dumnezeu. Femeia aceea, să știți că nu era o, o înverșunată împotriva lui Dumnezeu. Nu, dar îi lipsea acea ancorare în Dumnezeu. Pentru că, ulterior. Când Ilie o ghidează spre Dumnezeu și îi spune despre planul pe care îl are Dumnezeu, femeia imediat este cooperantă și începe să slujească, să-i aducă lui Ilie și apă, să-i aducă și turtă și așa mai departe. Ea nu era un potevitoare, dar avea nevoie de acea flacără a credinței să fie aprinsă de omul Dumnezeu care știe ce face, care are un plan, care arată că Dumnezeu nu a părăsit-o și că va avea grijă de ea în continuare. Dute! Și fă mai întâi mie, spune Ilie, nu te teme, întoarce-te și fă cum mai zis, versetul 13, nu mai pregătește-mi întâi mie cu un delemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, făina din oală nu va scădea și un delemnul din ucior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Observați? Omului Dumnezeu care nu vorbește așa din stratosferă, niște baliverne scornite și. Nu. No, el vorbește din partea lui Dumnezeu, cu autoritatea lui Dumnezeu, zice: Du-te, făm mai întâi mie turta aceea, adum să mănânc și îți promit în numele lui Dumnezeu că nu vei muri de foame, că Dumnezeu va avea grijă de tine și de familia ta. Și femeia, văzând că Elie este omul lui Dumnezeu, și apropo, dacă e să fii sau nu om al lui Dumnezeu, orică ești preot sau creștin sau credincios, se vede după fața ta. Te să ai față. Dacă ești lichea vopsită, oamenii imediate miros. Și se raportează ca atare la tine. N-ai cum. Uitați-vă când vă duceți într-o țară străină, încercați să vorbiți limba respectivă, să vedeți cam cât le trebuie oamenilor din țara aceea să își dea seama că voi nu sunteți de acolo. Exact așa este și cu senzorul legat de autenticitate a credinței. Oamenii imediat văd, este autentic sau nu este. Bine, care sunt spălați la creier, poți să vii în orice ipostază că sunt atât de naivi și le lipsește atât de mult discernământul, că poți să faci cele mai grosolane și mai nelegiuite lucruri. Să-i păcălești, să-i manipulezi, să faci ce vrei, pentru că nu mai funcționează raționamentul cum trebuie. Însă, oamenii care mai au un dram de minte și care raționează bine, imediat își dau seama dacă ești autentic sau nu. Și femeia și-a dat seama că are de-a face cu un om al lui Dumnezeu, nu are de-a face cu un șarlatan. S-a dus, a copt o tortă. A venit, l-a servit, i-a dat să bea apă. Și promisiunea lui Dumnezeu, făcută în mod solemn de către Elie, i-a slujit ca și garanție. Și în fiecare zi mai era doar o porție să mai facă trei turte, mai era încă o porție să mai facă încă trei turte și doar un delem cât să le poată găti. Dar Dumnezeu a avut grijă să nu se termine aceste provizii. Între timp, în Israel, ce făceau împăratul, împărăteasa, slujitorii lui Baal și cei din popor? În loc să se roage, să se să se întoarcă la Dumnezeu, se gândeau, mă, unde o fi nenorocitul ăla de Ilie să terminăm odată cu el ca să meargă blestemul ăsta de aici și să fim și noi din nou cum eram înainte. Asta era mintea lor. Și fierbeau de la o zi la alta, în loc să-și vadă starea, în loc să vadă că ei sunt greșiți, nu Ilie, pe zi ce trece erau din ce în ce mai înverșunați și încredințați că Ilie trebuie să moară. În partea, aceasta, în partea cealaltă, Dumnezeu își înmulțea minunile. Și de când a plecat din fața lui Ahab, Ilie trăia în fiecare zi cu cel puțin o minune. Da, corbii aduceau dimineață, seara de mâncare. Aici, nu știu de câte ori mânca turta aceea, o dată sau de două ori pe zi, dar cert este că în fiecare zi Ilie și femeia aceea mai vedeau încă o minune, încă o minune, încă o minune, încă o minune. Și asta le dădea siguranța că sunt în mâna lui Dumnezeu. În continuare, a venit o altă provocare în viața lui Ilie și fiul femeii a murit. Și femeia a venit și a zis, ce am eu cu tine, omule al lui Dumnezeu, ești sfânt, ești neprihănit, îmi dau seama, dar ai venit aici să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea? Cine știe ce o fi făcut sau ce statut avea femeia respectivă? Cert este că avea o povară pe conștiință. Și cu toate acestea, când ne uităm în... în sfânta scriptură putem să vedem că Ilie, omul lui Dumnezeu, nu dă înapoi și nu spune știi, poate că am greșit. Poate că am fost prea drastic în credința mea, poate că asta a fost voia Domnului. Nu este deloc dezorientat și nu este deloc în zona regretelor. Ilie a știut foarte clar că l-a urmat pe Dumnezeu cuvântul său și ceea ce a făcut a fost bine. Și în momentul în care femeia a venit la el să-i spună, uite ce s-a întâmplat, Ilie s-a dus la Dumnezeu și a vorbit cu el așa cum vorbește cineva cu un prieten: Doamne, Dumnezeule! Oare atât de mult să mășnești tu chiar pe femeia aceasta, pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul? O întrebare retorică de suflet. S-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Și femeia, în momentul în care aude lucrul acesta, spune, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Noi putem să vorbim multe lucruri adevărate, dragii mei, și frumoase și foarte interesante, dar dacă ele n-au acoperire în viața noastră, sunt egale cu zero. Ba mai mult decât atât, fac un mare de serviciu Evangheliei și cauzei lui Dumnezeu. Nu este Același lucru, să vorbești lucruri bune, frumoase, adevărate, care să nu aibă eco în viața ta. În momentul când oamenii descoperă falsitatea sau în momentul în care este descoperită impostura, oamenii au parte de o dezamăgire extraordinară. Și aici putem vedea că Ilie n-a avut un comportament duplicitar. El era un om integru. De asta și Ahab îl ura atât de mult și dorea să-l omoare. După o perioadă de timp, Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie și a zis, uite, acum este timpul să te duci înaintea lui Ahab și înaintea poporului, să stai în fața lor, să le vorbești. Și Ilie a ascultat și în momentul în care s-a întâlnit Ilie cu Ahab, cine credeți că a fost făcut vinovat Știți că se zice în popor, că hoțul strigă hoțul? Exact așa s-a întâmplat și aici. Hoțul a strigat hoțul. Nelegitul a zis că din cauza lui Ilie, omului Dumnezeu, a venit toată, nele... toată uh, acea calamitate asupra lor și toate cele pedepse ale lui Dumnezeu. Tu ești cel care ne norocești pe Israel. Da, chiar uh, asta îl întreabă Ahab. Cu obrăznicie și cu mare, mare mândrie, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Și Elie i-a răspuns foarte demn și foarte curajos: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa Tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal, strânge acum pe tot Israelul la mine, la Muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroce ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. 850 de mincinoși. Mâncăi? Plătiți bine? La masa Izabelei. Dragii mei, crezi că lucrurile stau diferit astăzi? Nu vreau să acuz pe nimeni. Dar trageți voi concluziile, că mulți zic, că dacă s-a zis pe cale oficială, va, vai, nu știu ce. Lăsați-mă cu căile astea oficiale. Singura cale oficială este cea care stă scrisă aici. Și dacă aici cade, poate să vină oricine să spună că e venit din cer. Nu mai contează. 850 de mincinoși care făceau niște slujbe impecabile, care știau să-ți vorbească de toate lucrurile care știau să ierte orice, care știau să justifice orice, inclusiv închinarea la Baal. A, și apropo, că tot se vorbește atâta de uh, sexualitate astăzi și cultul lui Baal și al Astartei era un cult al închinării la sexualitate. Când se vorbește despre parul lui bal, despre ce credeți că se vorbea, ajunseseră să se închine în fața unui falos făcut la dimensiuni gigantice, considerând că este ceva sacru. Dacă vă uitați în cartea judecătorilor, acolo unde se vorbește despre Gedeon, au venit oamenii din cetate în momentul când a tăiat parul Astartei și a lui Baal și a zis, cine a tăiat parul sfânt? Atât de dobitor ce ajunseseră. Și Dumnezeu, Vine să răstoarne toată această orânduire drăcească prin care oamenii ajunseseră să nu mai știe ce este drept, ce este nedrept, ce este bine, ce este rău, pentru că 850 de mincinoși le spuneau, puteți să faceți ce vreți voi, că Baal, Baal vă iubește, Baal este cu voi, Baal ar vrea să dea ploaie, dar din cauza lui Ilie... Nebunul ăsta care vine să vă stârnească o conștiință. să vă spună că păcătuiți, că sunteți împotriva lui Dumnezeu, din cauza lui nu cade ploaie peste voi și câtă vreme trăiește nebunul ăsta, nu aveți nicio șansă. Tu ești cel care ne norocește pe Israel și Ilie a zis, nu eu ne norocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău. Și după ce a strâns tot poporul, Ilie, Li se adresează direct. Îmi place foarte mult ideea aceasta a oamenilor lui Dumnezeu. Mai sunt unii care se erigează în oamenii lui Dumnezeu, că eu nu vreau să acuz pe nimeni, eu doar pun în fața voastră cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să înțelegeți că mă ridic deasupra cuiva, absolut deloc. Vorbesc tipologic, nu fac nicio aluzie la, la cineva anume pentru că fiecare dintre noi suntem în fața cuvântului Lui Dumnezeu egali. Mai sunt câte unii care își dau aere de profeți, că le-a arătat Dumnezeu, că le vorbește în ceafă, în cap, că aud glasuri, că vai, că o să uh, piară pământul, că sunt ei cei mai buni de pe fața pământului și pe alți sunt cei mai răi. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre a asculta de cuvântul Lui Dumnezeu sau a nu asculta despre a sta de partea lui Dumnezeu sau împotriva lui. Vorbim aici despre oamenii care îi slujesc Dumnezeu cu credincioșie și cei care se lasă amăgiți de tot felul de mincinoși și șarlatani care le și iau banii și duc pe căi nelegiuite. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să-și chiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el, iar dacă este bal, mergeți după bal. E simplu, nu există decât două variante. Nu poate să fie adevărul în șapte culori, să aibă toți dreptate. Nu! Ori Dumnezeu este calea, adevărul și viața, una singură, da? Ori dacă mergem în zona aceasta politico-filozofico-religioasă sau morală, atunci ne încurcă rău de tot. Fiecare are dreptate. Și fiecare poate să justifice după capul lui, după mintea lui, orice, absolut orice, inclusiv un criminal în serie. Poate să spună că el a făcut bine. Mi-aduc aminte, eram în perioada studenției, în conservator și Făceam vizite la penitenciarul de maximă siguranță câtorva deținuți și povestea unul dintre gardieni cu care mă împrietenisem că era un închis pe viață care încerca să justifice și să dea statul român în judecată că există erori în codul penal. El ce făcuse? După Revoluție, atunci când se deduseră pământurile, s-a dus cu carabina de vânătoare pe la rode și a zis, îmi dai pământul mie dacă nu te împușc. Hai, bă, bă termină, pac, l-am pușcat. Cinci. Cinci i-am pușcat cu pușca de vânătoare. Și ăsta zicea, păi, eu sunt nevinovat. Și scria la Haga, scria peste tot că e o problemă cu codul penal, nu cu el că am pușcat cinci oameni, așa, ca pe dovleci. Nu avea nicio treabă. Pentru că ajunsese să justifice inclusiv lucrul acesta. Omul poate să justifice orice. Când și-a pierdut direcția, când și-a pierdut reperul obiectiv care este Dumnezeu și cuvântul său, poate să argumenteze și să zică că el este cel mai neprihănit, cu toate că el este condamnat în acest cuvânt. Și Ilie vine și face lumine, spune, băi, cât aveți de gând să-și chiopătați așa de amândouă picioarele? Ori cu Dumnezeu, ori cu Bal, nu? Merge și, și dacă vrei cu Dumnezeu, atunci du-te cu Dumnezeu dacă vrei cu bal, nu te mai minți că stai că o scăldăm noi, că vedem mai mergem și pe la o slujbă de-a mincinoșilor, mai mergem și pe dincolo uh, să mai luăm uh, tămâie de la Dumnezeu și după iară ne mai închinăm la parul astartei și după iară venim nu merge așa și Dumnezeu trebuie să te hotărăști ori cu Dumnezeu, ori împotriva Lui nimeni n-a zis niciun cuvânt Ilie era singur. Aștia erau 850 plus norodul, plus împăratul, plus ceilalți care erau acolo. Însă, Ilie îi provoacă și spune, aduceți un junc, sacrificați-l, să vedem cine coboară foc din cer. Și, bineînțeles, au stat, au dansat toată ziua, au sărit pe acolo ca nebuni și au făcut tăieturi pe ei. Și la un moment dat, și gata, a terminat? Ați terminat toate rugăciunile, ați terminat toate incantațiile, toate vrăjitoriile. Mai aveți ceva? Nu, 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 gata. am terminat toate cărțile de vrăjitorii. Nu, nu mai știm ce să mai... Bun. Și Ilie face o rugăciune scurtă, câteva secunde și coboară foc din cer, care mistuie și jertfa și pietrele și pământul de sub altar. Ca să nu fie nicio îndoială, Ilie a zis, turnați găleți de apă, băieți, 12 vedre de apă peste jertfă, peste lemne, ca să nu fie vreo îndoială, că bă, din cauza căldurii a venit seara. Nu! 12 vedre turnate și minunea a fost că se poate declara. Și pe moment poporul a fost impresionat. Dar în momentul în care tanti Izabela a început să urle și să-i lucreze la creier și să-i manipuleze și să-i înfrice, automat oamenii aceia s-au transformat din nou în călăii lui Ilie. Pentru că așa sunt oamenii fără direcție și ușor manipulabili. Acum te aplaudă, acum te omoară. Nu am nicio treabă. Cine te să moară? Omul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, a fost sub aceeași acuzație. Dacă deschidem Sfânta Evanghelie după Ioan, acolo unde, după învierea lui Lazar, tot poporul a știut foarte clar că el este Mesia, unii dintre iudei s-au dus la preoții cei mai de seamă, la vulpoi bătrâni, și au zis, uite ce au făcut ăștia, să nu credeți că erau că securiștii sau papagalii ă, sunt ceva nou. Nu, erau de când el lumea și pământul. Zice așa, atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face minuni, dar înainte s-au dus ăștia cățelușii care dau cu papagalul. Și pe mulți îi vedeți pe la amvoane, că vin și ho, oh, cu domnul, cu, oh, oh, cu frate pastor, cu nu știu ce. Păi. Mai au dintr-o parte și al ciolan. înțelegeți? Și nu sunt puțini, sunt mulți. Sunt mulți și știu atât de bine să se îmbrace în haina asta preoțească și călugărească și de care vreți voi și pastorală. De asta eu am o foarte mare neîncredere în gogoșile livrate pe, pe direcția aceasta. Pentru că s-a dovedit și am, am aflat ulterior, am rămas total dezamăgit. Oameni la care nu m-aș fi așteptat niciodată. Iude, vânzătoare. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Isus. Da. Și atunci, și acum. Taca, taca, dacă, Și sunt oameni care pentru asta trăiesc. N-au nicio problemă să vândă pe nimeni. Nici chiar pe Hristos. A, după aia găsesc explicații că sunt în slujba nu știu cui și că fac nu știu ce. Nu. Deci, când amesteci chestia asta, cel care e de profesie asta, lasă-l să fie. Dar dacă tu te îmbraci în slujitorul lui Dumnezeu și după aia te duci să frați. frații, ești mizerabil. Da. Iisus, în opinia mai marilor, trebuia să moară. Atunci preoții cei mai de seamă, fiți atenți, și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni, o mare problemă. Noi nu avem niciun fel de roade, suntem cei mai buni de papagal, cei mai buni politicieni, nu avem nimic cu ce să îl înfruntăm. Doar instrumentele politice. Și concluzia noastră este că el trebuie să moară. Și spune mai departe, dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii, ne vor nemici și în locul nostru și neamul. Aia era problema. Perdeau controlul. Păi cine mai sucim noi de cap? Păi cine mai păstorim noi? Păstorim cu ghilimele de regoare. Păi cine mai uh, controlăm? E o mare problemă. Și decât să moară norodul, invocarea motivului colectiv comun, mai bine să moară unul. Da. Dacă îl lăsăm așa toți vor crede în el și vor veni romani și nu vor nimici și locul nostru și neamul. Unul dintre ei ca care era mare preot în anul acela, le-a zis inventaseră și preoția rotativă. Știți că în vremea lui Israel, Dumnezeu spusese marele preot până la moarte. Când moare marele preot, după aia urmează altul în slujbă, dar până când trăiește marele preot și cei care erau vinovați și mergeau în cetățile de scăpare, care se vârșiseră omor din culpă, deci nu era o crimă cu premeditare, puteau să stea în cetățile de scăpare și puteau să se întoarcă în cetățile lor doar după moartea marelui preot. Da? E, ăștia ce să mai așteptăm noi până la moartea marelui preot? Păi cum ne mai împărțim noi aici pe bănuți și pe toate alea alte? Inventăm preoția rotativă. Un an tu, un an eu, un an tu, un an eu. Și împărțim așa frățește. Și nu avem nicio problemă. Am rezolvat. Ca o mică paranteză, Merg ca un, un contraexemplu, când a venit regele Carol în România, a fost o mare, mare tevatură când a trebuit să vină în România, pentru că nimeni nu voia să vină în țara asta fără cap și fără coadă. Da? În care boierii erau trădători, unii cu turci, alții, erau o răzmeriță și o... să trădau unii pe alții, să certau partidele între ele, era o nebunie. Și în cele din urmă, prin anumite sfori trase de cineva care avea legături la Napoleon al III-lea, au reușit să zic, bă, aveți că ai un nepot acolo în armata prusacă să meargă. Și a venit regele Carol și când a văzut nebunia asta, a zis, păi, gata, guvernare rotativă. Patru ani voi sau doi sau trei, cât era, patru ani voi. Gata, nu vă mai certați cu nu știu ce. Era exact ca acum, cum se ceartă ăștia în Parlament. Când unii, când alții. Când sunt unii la putere, își dau un cap unii la alții. Dacă vor unii să facă, ăștia blochează proiectele. Da? Cam așa era. Se înțeleseseră ca să nu mai fie ceartă. Și Caiafa zicea așa, versetul 50, Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru un orod și să nu piară tot neamul? <coughs> Săracul de el. Cât de bine, cât de mult îi păsa lui de neam. Și apropo, toți escrocii vin să se erigeze mari salvatori. O, oh, să nu piară neamul! Vai, cât de rău o duc românii! Vai, dar asta numai în perioada alegerilor. Știți, când trebuie să dai cu votul, toți politicienii știu ce le lipsește românilor, știu cât de prost o duc românii, știu ce au nevoie românii, știu cât de corupți sunt alții, apar procese, apar dosare, apar tot felul de chestii, dar doar atunci. De ce? Pentru că trebuie să servească poliție și să câștige alegerile. După aia, patru ani, nani, nani. Nici o problemă, nu se mai știe nimic. Norodul. Nu e nimic nou sub soare. Așa au lucrat atunci, așa lucrează și astăzi. E de folos pentru norod ca omul acesta lui Dumnezeu să moară. Ca Dumnezeu să moară. Ce treabă avem noi cu el? Apostolii Domnului Iisus Hristos, dacă deschidem cartea Faptele Apostolilor în capitolul 4, care predicau despre Domnul Isus și în numele Domnului Isus, au fost și ei persecutați și puși pe lista neagră. Păi cum să trăiască oamenii ăștia? Ne vorbesc nou despre Isus Hristos. Păi tocmai ce l-am răstignit, am scăpat de el. Acum a să vină să ne vorbească din nou în numele lui? Știți de ce îi deranja? Pentru că predicarea lui Hristos aduce eliberare de orice fel de jug. A lua asupra ta jugul lui Hristos înseamnă eliberarea de jugurile oamenilor și ale diavolului. Și atâta vreme cât ești liber, ești foarte incomod pentru oamenii care sunt manipulatori, care au niște interese la tine, care vor să-ți vândă ceva, care vor să-ți spună ceva pentru folosul lor. Și în momentul în care ei predicau în numele Domnului Iisus Hristos, păi nu mai mergeau să dea cu sărămâna pe la toți baronii religioși, nu mai mergeau să stea sub uh, oblăduirea lor, dacă era vorba de idolatrie, nu mai mergeau pe la templele păgâne să decarteze acolo bani foarte mult și să stea în teama aceea că sunt iertați sau nu sunt iertați. Nu! Pentru că Hristos le aducea eliberare și le aducea acea libertate sufletească în urma dezrobirii de păcat. Și preoții cei mai de seamă, fiți atenți, au venit și erau necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi că se înserase. Însă mulți din cei ce au zis recuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Știți de ce nu suntem băgați în seamă cei care predicăm? Din două motive. Unu, ori nu suntem autentici. Doi, ori nu avem foarte mare impact. Că dacă ai foarte mare impact în ceea ce spui, în momentul ăla ai probleme. Dacă predici adevărul lui Dumnezeu sau ai foarte mare impact, lasă-l în pace, de pace, zice și el acolo. Însă în momentul în care ai impact și oamenii încep să te urmeze și oamenii încep să schimbe viața și oamenii nu mai depind de cei care îi țin sub stăpânire foarte cu mână de fier, în momentul ăla încep să ai probleme, așa cum s-a întâmplat și aici. Au predicat, oamenii au venit la Hristos și preoții cei mai de seamă au fost foarte deranjați de, de, lucrurile acestea. A doua zi mai mari în orodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim să le spună ce? Bă, nu mai predicați mă despre Dumnezeu. Ei care erau oameni religioși, predicați mă despre Hristos. Predicați de orice bălării vreți voi, spuneți povești, anecdote, orice vreți, numai ce trebuie, nu! Pentru că dacă predicați pe Hristos, oamenii se pocăiesc și pierdem controlul. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat, cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Minuni, semne, da? Și Petru, plin de Duhul Sfânt, spune, mai mare ai norodului și bătrânele lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să știți toți, să știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră de plin sănătos și în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Ai de mine, atâta le-a trebuit la ăștia. Să-i demaște, și să le spune că au făcut minunea în numele lui Hristos și că ei l-au răstignit pe Hristos. Poruncii de a pus să-i bată să... și să jure că nu vor mai predica numele lui Hristos. La care Petru și Ioan răspund versetul 19 și 20. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. În momentul în care orice autoritate bisericească sau statală intervine în liberul arbitru și în principiile de conștiință, în zona conștiinței și îi forțează pe oameni să acționeze împotriva Evangheliei, atunci nu trebuie ascultați. Atâta vreme cât Poartă sabia pentru dreptate, pentru ordinea publică, pentru tot ce înseamnă binele mers al societății. Da, Biblia spune: Trebuie să te temi de autoritate, să respecti autoritatea, să uh, împlinești ceea ce e de împlinit, să fii un bun cetățean. Scriptura este cât se poate declară la aspectul acesta, însă, în momentul în care se intervine în zona de conștiință și ești forțat să nu vorbești în numele lui Hristos, să nu păzești principiile Evangheliei, atunci în zona aceasta nu trebuie să mai asculți de nicio autoritate, fie a bisericească sau statală. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Dacă norodul ar fi cum trebuie și ar sta de partea oamenilor lui Dumnezeu, ar avea parte de mai mulți oameni care să predice ceea ce trebuie. Dar e foarte simplu. Deci predică, frate, pe Dumnezeu, cu dreptate, cu asta, zi, așa. Dar când e vorba să te sprijine, toți pleacă. Ca potrnicile fricoase. Na, nu, mai e nimeni lângă tine. Și atunci să stai singur, să iei toate bătăile și tot ceea ce urmează ca percusiuni, nu e chiar simplu. Și foarte mulți fac pasul în spate. Însă, dragii mei, nu uitați că înverșunarea aceasta Împotriva copiilor lui Dumnezeu nu este ceva nou, însă am o veste bună pentru, pentru fiecare dintre noi, din partea lui Dumnezeu. Din ce am văzut, toți acești oameni ai lui Dumnezeu care au rămas lângă el, deși au suferit bătăi, lanțuri, închisoare, persecuții, chiar moarte, au avut pace în suflet, l-au avut pe Dumnezeu și au avut o conștiință împăcată. Atâta vreme cât rămâi lângă Dumnezeu și atâta vreme cât viața ta este ancorată în cuvântul Scripturii, n-ai de ce să te temi. Nu te teme de ei, teme-te de Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, spune cuvântul în cartea Apocalipsei, capitolul 14. Aceasta este singura teamă pe care trebuie să o avem. În rest, oamenii, dacă merită respectul, le-l dăm. Dacă nu, îl respectăm pe Dumnezeu și ne temem de Dumnezeu. Îi dăm slavă pentru că aceasta este cea mai sigură cale de a trăi viața aceasta și speranța pentru viața viitoare.